La ce tu mă rogues? Mire pral, mire penea. La ce ti rogues? Zita, miștoara cleam tu mensaren. Miștoara cleam tu, Sorin. Bună ziua și bine m-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Și eu m-am născut în România. Așa cum facem de fiecare dată, începem emisiunea noastră prezentându-l pe câștigătorul concursului nostru de săptămâna trecută. Atențiune! Numele câștigătorului se afișează chiar în acest moment pe ecran, iar noi îl felicităm din toată inima. Dragi prieteni, concursul nostru continuă. Avem premii și de această dată pentru dumneavoastră. Un șal tradițional Romano și un exemplar din romanul Mano, apropo de Romano Zita, scris de Constantin Pavel și Nicolae Păun. Dragi prieteni, așteptăm răspunsul corect la întrebarea noastră pe pagina de Facebook a emisiunii Și eu m-am născut în România. Iar acum să vedem care sunt titlurile ediției. Astăzi intrăm într-o școală din județul Botoșan și aflăm motivele pentru care membrii acestei comunități vin la cursuri cu micul mare, la Inforom. Și tot astăzi, la un ceai cu rom, ne trec pragul doi invitați speciali, așa cum sunt și poveștile pe care ni le-au spus în această întâlnire filmată. La Romul care schimbă lumea îl cunoaștem pe Alper, un elev nu doar talentat, ci foarte altruist. Iar pentru finalul de ediție v-am pregătit o serie de ritmuri alese. Sorin Sandu, ce rubrică urmează să prezentăm? Mi penzita para sarjaname, n-a parut deloc în cea de-a mare emisie. Știu, Sorin, că nu s-a modificat desfășurătorul emisiunii, dar totuși vreau să știu ce urmează. Socam este janez. Păi, ce vreau să știu? Vreau să știu, de exemplu, dacă avem o știre de la Iași. Zita, n-avem o știre de la Iași. Avem mai multe știri, din mai multe părți, pentru că urmează rubrica noastră de știri Inforom. Suntem în județul Botoșani, la școala din Ștefănești. Aceasta este o instituție în care există clase de la învățământul preșcolar până la cel liceal. Îți place la școală? Foarte mult. Ce citeai mai devreme? Citeam Copiii din Gring. Ia, îmi citești și mie un pic, te rog frumos? Desigur. Un frate și o soră au pornit într-o zi spre școală. Drumul lor trecea pe lângă un gring. La școală îți place sau nu? Îmi place. De ce? Pentru că pot să citesc, pot să scriu, pot să învăț. Când o să fii mare, ce o să te faci? Doctoriță. De ce? Pentru că vrea să ajut oamenii. Ce clasă ești? În a treia. Și îți place la școală? Da, îmi place. Ce materie îți place ție cel mai și cel mai mult? Mie? Matematica. De ce? Vreau să ajung matematician. Păi zi-mi odată, ce vrei să ajungi? Matematician. De ce îți place ție la școală? Pentru că învăț, scriu. Ce înveți? Multe. De ce crezi că îți folosește ție să înveți lucrurile astea multe? Să avem o carieră în viață. Tu ce carieră ai vrea să ai? Polițist. Știu muzică despre doamna. A venit pe dealul toamna cu fructe și flori, s-o primim cu bucurie și cântăm în cor. Fructe parfumate și legume coapte, îndar le primim și le mulțumim. Fructe parfumate și legume coapte, îndar le primim și le mulțumim. Bravo! Pentru a putea rezolva mai ușor eventualele probleme dintre cei de etnie romă și majoritari, la școala din Ștefănești există și un mediator școlar. Abandonul școlar se situează în această instituție de învățământ în limite normale. La nivelul claselor 1-4 sunt puțini cei care renunță să mai vină la școală. Numărul celor care abandonează școala crește în preajma cursurilor liceale. Este adevărat. Elevii vin la ore, abandonul școlar nu este crescut. Ajung mulți copii de etnie romă până la clasa 8-a, dar la liceu cred că ajung doar cei pe locuri speciale, ceilalți cu greu urmând cursurile liceale. Mai au o șansă. Noi la Liceul Teoretic Ștefan de Lucian Ștefănești avem și programul A doua șansă,
până în toamna acestui an am avut învățământ primar, o clasă, și învățământ secundar inferior, tot o clasă. Tot grație unui proiect ne-am descurcat foarte repede cu identificarea grupului țintă pentru a putea constitui încă o clasă, astfel încât am intrat în acțiune la acest proiect cu 60 de persoane, majoritatea sunt de etnie romă, învățământ primar, învățământ secundar interior, două clase, a 5-a, a 6-a. În special femei, 75%. Atunci când rezultatele elevilor sunt notabile, are de câștigat și școala. Iar elevii de aici au urcat deja pe scenele unor festivaluri și concursuri din Botoșani și din Suceava, spre mândria lor. În toate activitățile extrașcolare pe care noi le derulăm la nivelul unității școlare, sunt implicați mulți copii de etnie romă și cred că este o modalitate eficientă de a atrage tot mai mult la școală, pentru că le place. Chiar am avut și rezultate cu ei la anumite concursuri. La școala din Ștefănești, județul Botoșani, învață peste 1100 de persoane, dintre care aproximativ 250 sunt de etnie romă. Scripcarul diavolului, violonistul Robi Lacatoș, a readus sonoritățile muzicii țigănești, combinate cu muzică clasică și jazz în capitală. Născut într-o familie de rom din Ungaria, Robi Lacatoș a plecat în Belgia la vârsta de 18 ani. Acolo a transformat acordurile tradiționale în stil propriu și a atras atenția chiar marelui Yehudi Menuhin. I play all kind of gypsy music, so not only Hungarian, of course. We have lot of Russian element, lot of Romanian, lot of Balkan, lot of course Hungarian too, and a lot of French, for example, because the Django Reinhardt style in French, this is the really jazz, gypsy jazz music, European jazz music. Lacatoș intenționează să revină în România, unde are mulți prieteni artiști pe care îi apreciază. We have a record next month. We make record with Marius Preda together and with my cimbalon player, because I think this is the two best cimbalon player on the world. So we play already a lot of time together, but now we're going to the studio for recorded this music. And of course I play with Gianni Lincano, I play with Jonica Minello, so with everybody I play, with a really great musician. Concertul Robi Lacatoș and Band a avut loc în cadrul festivalului Sonoro, desfășurat între 31 octombrie și 17 noiembrie la București, Cluj-Napoca și Iași. În ediția de astăzi, în studioul emisiunii noastre, stăm de vorbă cu maestrul Mihai Mălai Mare și colegul nostru Sorin Santu. Ce îi leagă pe cei doi dincolo de scena teatrului Masca, aflăm în câteva momente. Sorin? Aș fi vrut să-l întreb Sarsan. În limba romani, Sarsan înseamnă cum ești sau cum te simți. Dar totuși, unde e Sorin Santu? Sorin! Mai bine îl sun. Sorin Santu, unde ești? Cum adică în studio? Păi în studio sunt eu și tu nu ești. Cum adică ești în viitor și nu poți să vorbești? Băi, Sorin Santu, știi ceva? Ia lasă-mă în pace că mă bulversezi. Dragi prieteni, urmează rubrica La un ceai cu rom. Bună dimineața tuturor, bine v-am regăsit! Astăzi vă invităm la teatru și nu oricum și oricând, ci așa foarte, foarte curând, alături de doi mari maestri. În primul rând, maestrul Mihai Mălai Mare, bine ați venit, directorul Teatrului Masca, și maestrul Sorin Santu, pentru că este colegul nostru și pot să-i zic așa. Săruna, Irina, poți să-mi zici, dar totuși, să păstrăm totuși niște diferențe. Maestru așa, prietenește, să zicem, în altă sferă, în altă zonă. Facem invitație la teatru și
știu că dumneavoastră ați susținut traducerea și adaptarea operei lui Caragiale în limba romani. De fapt, Teatrul Masca a fost cel care a găzduit premiera spectacolului acum 4 ani, de care s-a ocupat îndeaproape Sorin Sandu. Am susținut reprezentarea spectacolului pe care l-a făcut și în care juca Aurel. Munca este a lui, el este traducătorul, el este cel care ambiționează să armonizeze limba romanii cu limba română și un demers absolut extraordinar mi s-a părut. Sonoritățile limbii romanii erau interesante. Da, dincolo de asta e vorba de a depăși prejudecăți. Pentru că, până la urmă, suntem trăitori pe acest pământ, un pământ cu o tradiție absolut fabuloasă și față de care suntem datori cu toții și cei care ne considerăm majoritari și minoritari. Până la urmă, destinul a făcut ca în interiorul acestui arc carpatin să ne întâlnim multe, multe seminții și avem misiunea în acest început de veac 21 să construim un mod de a conviețui demn de tot ceea ce putem numi amintire strămoșească. Vă amintiți cum a fost când Sorin Sandu a venit să vă propună acest proiect? Că bănuiesc că ideea a fost a ta. Păi a fost simplu. Vrem să jucăm O noapte furtunoasă în limba româniei. Jucați-o! Nu cred că ți-am propus să faci cereri. Nu. Interesant este că nu știa spectacolul, nu-l văzuse. Și chiar a și spus-o la un moment dat în deschiderea spectacolului că a avut un mare curaj să găzduiască un spectacol pe care nu-l cunoaște. Da, asta e adevărat, însă te cunoșteam pe tine, știam cum să spun, încrâncenarea cu care a lucrat la proiectul ăsta, ori astea sunt semne și dincolo de asta, în teatru avem semne specifice, dacă vrei. Sunt lucruri pe care le simți din aer, așa, mai mult decât... Și n-ai nevoie de alte dovezi. Spectacolul s-a jucat de câteva ori, dacă nu mă înșel. Da, de mai multe ori s-a jucat. A avut un succes foarte mare, nu la ai voștri, ci la ăștia, la majoritari. Adică vreau să spun că românii au venit, s-au uitat, au ascultat, au privit, au râs. Mi s-a părut un lucru demn de interes. Iar eu sunt, dacă vreți, sunt un susținător al ideii de teatru în limba romanii. Ar fi grozav. Dacă i-aș fi ministrul culturii, a doua zi ați avea un astfel de teatru. Hai, Doamne ajută să fiți. Nu vreau să fiu. Să fiți ministrul culturii. Spun ca idee. Un astfel de teatru este, în opinia mea, obligatoriu. Păi, nu poți să vorbești, să clamezi așa sus și tare că tu vrei să-i integrezi pe romi sau că vrei să faci ca disfuncțiile din societatea românească, de care, mă rog, pot fi vinovați la un anume moment, sunt reale dacă tu nu faci în mod concret ceva. Sorin Sandu, apropo de teatrul în limba romanie, este un vis de-al tău pe care de câte ori ai ocazia îl exprimi și cauți susținători. În urmă cu 4 ani, când iată avea loc premiera La o noapte furtunoasă în limba romanie, ai simțit sprijinul acesta din partea publicului, din partea poate chiar a instituțiilor statului și nu numai a oamenilor de cultură, iată cum este domnul Mihai Mălai Mare? Sigur că da, este un vis nu numai al meu, un vis al multora. Sunt mulți visători care au acest ideal de teatru în limba romanie. Doar că, să zicem, Asociația Culturală Amfiteatrum, că aceasta a fost asociația care a inițiat acest demers, eu fiind acolo, a pus și
primele cărămizi, ca să zicem, la această construcție, care sunt convins că va fi la un moment dat și se va numi Teatrul Romilor sau Teatrul Rom din România, și tare aș vrea să fie Teatrul de Stat al Romilor sau Teatrul Rom de Stat din România. Sigur că am primit sprijin. A fost pe de o parte sprijinul din partea Teatrului Masca, din partea domnului director Mihai Mălai Mare, care ne-a arătat și o prietenie așteptat într-un fel, pentru că, iată, eu sunt actorul teatrului. A fost de 8 ani deja. De 8 ani, sigur. A fost sprijin din partea domnului deputat Nicolae Păun, din partea Partidei Romilor. Agenția Împreună ne-a ajutat. Romanicris a fost la vremea respectivă Centrul Național de Cultură. Adică au fost mai mulți vectori care s-au adunat și a căror rezultantă a fost acest proiect, acest prim... Despre ce vorbește el acum, dacă ați citi, ați avea curiozitatea să citiți scrisorile lui Alexandrii către un prieten imaginar înainte de a se apuca de greaua sarcină de a construi o dramaturgie românească originală, cam așa stau lucrurile. Terenul e viran, el vrea să facă. Actori sunt. Nu există o școală, poate că ar trebui o școală până la urmă. Limba romanii e o limbă pe care nu o stăpânesc nici mulți oameni din această etnie, deci ea trebuie reintrodusă cumva în circuit. Dar teatrul trebuie obligatoriu să existe. Nu poți să faci educație prin intermediul instituțiilor, faci prin intermediul instituțiilor majorității, dar o educație specifică, o chestiune cum că am familii, asta se face prin intermediul instituțiilor lor și teatrul este cea mai importantă dintre ele. Ați luat la un moment dat un premiu pentru susținerea nu numai a teatrului în limba romanii, dar și a actorilor romi. Și pe lângă Sorin Sandu, bănuiesc că mai cunoașteți și alți actori de etnie romă sau ați lucrat. Păi, Zita Moldovan, colega noastră, este una dintre actrițele care a jucat în O noapte furtunoasă. Au ceva special actorii romi? Probabil că da, așa cum au și actorii români față de englezi, de exemplu. Se spune despre spațiul nostru că și despre firea românilor, de exemplu, suntem la porțile Orientului, unde totul se ia în glumă. Actorul rom are probabil nostalgia stepei, nostalgia de spațiilor mari, a sentimentelor profunde. Cred că e un actor special. Dacă stau să mă gândesc la filme, la Șatra, de exemplu, sunt lucruri care te frământă. Dacă stai și te gândești la Zaharia Stancu, adică sunt lucruri pe care... Pușkin, cu al lui Țiganii. La Țiganiada. Sunt lucruri care pe care mari artiști le-au simțit, iar această etnie le are cu prisosință. Din cauza asta mă surprinde că n-a fost înființat un astfel de teatru. Dar, sigur, să fii liniștit, în 81, când mă chemaseră să mă bage în Comitetul Central UTC, eu am zis da, cu condiția să se înființeze un teatru al tineretului. Nu s-a înființat, că nu m-au mai băgat în Comitetul Central, era prea mare preț. Dar când am avut ocazia, în 90, am înființat Masca, în sensul de a construi un alt fel de teatru. Așa încât păstrează-ți optimismul, pentru că dacă vreți, cu certitudine teatrul ăsta se va înființa. Sorin Sandu, care este diferența pentru tine atunci când joci în limba romanii și atunci când joci în limba română, care sunt, nu știu, sentimentele? Eu aș vorbi prima dată despre asemănarea. Asemănarea este că oricare ar fi contextul, sunt foarte prins de ceea ce fac acolo și mă dăruiesc cu totul. În momentul în care sunt pe scenă, sunt acolo, nu mai există nimic altceva. Diferență, dar ce? Diferența este că unul e în limba română și celălalt în limba română. Sigur că este ceva, să zicem, un pic mai de suflet dacă m-aș duce către zona romanii, dar nu neapărat că asta este o diferență de teatru față de teatrul în limba română, ci este o sensibilitate a mea față de această zonă, pentru această zonă
a limbii romanii. Eu vreau să mă leg un pic de actorul rom. Nu neapărat că este mult mai special decât actorul român. Actorii sunt actori. Este un foc năvalnic care îi arde pe amândoi. Doar că aș spune că așa, 1000 de ani de peregrinări prin lume ale romilor au făcut să se sedimenteze, au adus multe acumulări. Știi cum se întâmplă cu aluviunile care vin din toate fluviile astea și se duc în ocean? Au adus multe sentimente care, în momentul în care le declanșezi și actorii au această posibilitate de a le declanșa acolo unde trebuie, ies flăcări puternice. Este unul dintre argumentele pe care, cu care, să zicem, i-am ademenit sau i-am convins pe colegii mei actori, pe Zita Moldovan, pe Marcel Costea, Mădălin Maldin, Dragoș Dumitru, pe tata Rudi, domnul Rudi Moca din Târgu Mureș, spunându-le că, în plus, actorii romi au acest foc, această lavă fierbinte, care abia așteaptă să iasă și unde să iasă decât într-un teatru pe care îl vom face. Și încă o chestiune, domnul Mihai Mălai Mare este un exemplu clar pentru mine și un exemplu clar că atunci când vrei ceva cu încrâncenare se poate. Au pornit cu Teatrul Masca de la 4 persoane. Și s-a ieșit acum în stradă pentru Teatrul Masca, nu pentru a se înființa Teatrul Masca, iar dumneavoastră ați dus teatrul într-o zonă în care poate unii ar fi considerat că nu este așa cel mai potrivit, nu în o zonă centrală, undeva într-un cartier al Bucureștiului. Poate ați pus și un fel de pariu referitor la publicul care vine la teatru și la o paletă mai largă în ceea ce privește spectatorii. Sigur, au fost multe întâmplări. Stau și mă gândesc câteodată dacă ar fi să o iau de la capăt știind că voi ajunge la succes, dacă aș mai fi în stare, pentru că lucrurile prin care am trecut au fost uneori insurmontabile. Să te vezi dat afară dintr-un spațiu de Ministerul Culturii care te-a înființat, să te vei pur și simplu aruncat în drum și cu toate boarfele puse într-un camion și să ai tăria să mergi mai departe. Sigur, exista în noi, cum spune și Aurel, exista în ăștia care eram atunci, în 92, exista o forță atât de teribilă încât parcă lumea se învârtea în jurul nostru și nu invers. Pentru că în clipa în care m-au dat afară, aveam două soluții: să mă duc acasă și să-mi văd de treabă sau să continui. Și atunci m-a bătut cineva pe umăr, m-am întors, era un tip pe care nu-l cunoșteam, mi-a spus: eu sunt directorul liceului Sfântul Sava, la Sfântul Sava a funcționat o sală de teatru, a jucat Teatrul Național cândva, vino la noi. Puteam să nu mă întâlnesc cu omul. Numai că, știi, lucrurile... Astea sunt semnele alea. Sunt semnele alea de care vorbesc mereu. Nu renunța niciodată, pentru că Dumnezeu îți va trimite mesajele și mesagerii în întâmpinare. Revenind la relația asta, aș vrea să vă spun că Aurel este un excelent actor. Un excelent actor român. Ceea ce face în Viclenire lui Scapino m-a umplut de fericire, pentru că distribuisem doi actori care mai făcuseră astfel de roluri. Spectacol, mă iertați, spectacol care a deschis stagiunea aceasta, deci o noutate absolută. Ori ceea ce au izbutit ei doi și în special Aurel a depășit toate așteptările. Și a făcut ca unul să se creeze premisele unui mare succes, și spectacolul este un mare succes, și doi, să creeze premisele existenței în teatru a două vedete certe, Aurel Sandu și Valentin Mihalache. Și asta este iarăși un lucru extrem de interesant. Sănin Sandu, vorbește-ne și tu despre Viclenirile lui Scapino, pentru că ești evident foarte mândru de această nouă realizare. Sigur că da, și mulțumesc domnului regizor de data aceasta, Mihai Mălai Mare, pentru, în primul rând pentru că m-a distribuit și în primul rând că a reușit ca în momentul, orice actor are incertitudini în anumite momente atunci când lucrează la un rol. Se întâmplă ca în viață. Însă în teatru diferența este că în teatru ai un ghid clar, care atunci când
incertitudinile apar, ți le, te luminează, te ia cu mâna, te pune acolo unde trebuie. Și atunci când au fost momente, eu nu vin, nu știu dacă am venit de 6 ori să zic, domn director, nu reușesc să fac asta. Încerc, însă mă simte, îl simte pe actorul care câteodată nu pășește pe terenul solid și atunci știe cum să-l orienteze. Și sigur că da, a fost o bucurie imensă să lucrez la acest spectacol. În primul rând că a fost un cadru, a fost un context superb de lucru. Toți colegii actori au fost foarte prinși, fiecare cu problema personajului lui. Nu, dar e o trupă tânără care se ridică. E o altă trupă a Teatrului Masca, una care își reclamă locul și o face într-un mod definitiv, adică s-au ridicat atât de extraordinar încât ceilalți trebuie mai bătrâni, trebuie să înțelegem că a venit momentul pasului în rândul 2. Sigur, dar trebuie să dai cezarului ce al cezarului. Ba, asta categoric, nu, categoric, dar și voi sunteți în proximitatea condiției de cezar. Iată, da, Sorin, n-am exagerat. Da. Eu iar cu maestru n-a exagerat. Într-adevăr și a câștigat acest drept. Iar despre spectacol, despre spectacol, eu zic mai bine prietenii noștri să vină să-l vadă. Și nu neapărat să mă vadă pe mine, ci să vadă o creație a Teatrului Masca, o bijuterie, o capodoperă a Teatrului Masca. E un mare spectacol. Molière a fost un mare dramaturg, unul dintre cei mai mari. Mergeți și în țară, în oraș? Păi tocmai am fost săptămâna trecută, am fost la Ploiești, am jucat de două ori. Eu am vrut să jucăm două spectacole în aceeași zi. Nu s-a putut pentru că este un spectacol nu foarte ușor pentru actori. Și atunci au fost stabilite două zile. Imaginează-ți să joci în fața unei săli cu 800 de spectatori, sală plină, arhi plină. Câte roluri ai avut în acești 8 ani la Masca? Păi sunt 18 piese până în momentul ăsta, 18 spectacole, deci 18 roluri. Le mai pune și pe alea în limba română, sunt vreo 20 ceva. Cel mai greu care a fost? Cel mai greu a fost toate la momentul respectiv. Sau este mereu acesta pe care îl joci acum? Știi ce se întâmplă? Nu știu dacă cel mai greu. Sigur că sunt greutățile, dar acestea sunt provocări. Provocări pe care actorul așteaptă să le facă și să le facă. Categoric, însă ce s-a întâmplat în viclenirea lui Scapino cu el este extraordinar. Adică, sincer, acasă stăteam și mă gândeam vor izbuti, nu vor izbuti băieții ăștia, pentru că au fost două roluri care semănau aproape până la identificare. Aceeași tipologie din Slugăra doi stăpâni. Mai apare în Comedia Erorilor același exact, tip de relație. Ei doi au izbutit să întoarcă roata și să în favoarea lor și să construiască două personaje absolut memorabile. Stimați telespectatori, revenim în câteva minute, dar rămâneți alături de noi. La Romul care schimbă lumea, învățăm o lecție despre altruism și multă muncă de la un elev al liceului Dinu Lipati. Am revenit, o invitație la teatru din partea dumneavoastră, ceva special, cum îi chemați, cum vă mai chemați spectatori? Veniți la teatru! V-am dat teatru, vi-l păziți! Veniți la teatru, într-adevăr, știu eu, există în acești 25 de ani, s-a construit greșit în multe privințe. Și una din erori a fost că în școli nevoia de teatru, de cultură a fost lăsată pentru mâine. Din cauza asta noi avem niște proiecte la teatru dedicate în exclusivitate copiilor, cum ar fi ora de cultură, știu eu, proiectele socioculturale, împodobirea bradului sau încondeierea ouălelor sau cursurile de teatru pentru copii în cadrul școlii de teatru gestual Masca. Ați pregăti viitorul public este un lucru important, sigur. Ceea ce am descoperit mai nou este că s-a construit în jurul spectacolelor noastre și a teatrului un public de fani
Deci sunt oameni care au văzut toate reprezentațiile, toate reprezentațiile, nu toate spectacolele. Adică sunt oameni care vin în fiecare seară la spectacol. Aceasta înseamnă că masca este o marcă. Da, un este brand. Este un lucru care satisface niște cerințe, niște doleanțe, niște așteptări și asta este un lucru important pentru noi. Sorin Sandu, se întâmplă de multe ori ca în public să se afle familia ta? Da, se întâmplă în ultima vreme mai rar, pentru că de 2 ani jumătate s-a născut Petru Rafael Ioan, care are nevoie de mai multă grijă din partea mamei, dar Teodora, de exemplu, venea la teatru de la 3 ani. Venea cu mami și era cel mai fidel spectator și foarte cuminte. Teodora e ca și ceilalți copii ai actorilor. Vine, stă în sală, asistă la repetiții, spectacol, la repetiții. La Scapino am luat-o la niște repetiții ca să vadă diferența, Viclinului Scapino, diferența între ce se întâmplă în repetiții și ce se întâmplă în spectacol. Sunt copii care cresc în teatru. Unii din ei vor face teatru, probabil, pentru că, până la urmă, în teatru, ca și în circ, trăim prin dinastii familiale. Sămânța nu se duce departe de trunchi și e posibil ca unii dintre ei să devină actori. Pe Teodora, cred că ai luat-o și în turneu vara trecută, pare mi se, sau nu știu. Da, am fost în Serbia. Da. Dar chiar dacă nu vor deveni actori, vor deveni oameni iubitori de teatru și asta este un lucru adesea chiar mai important. Bun, Sorin, când ne inviți la teatru? Astăzi mereu. Este sâmbătă, în seara aceasta Viclenilul lui Scapino de la ora 19, mâine, duminică, Acul cu metrei Garten, un spectacol iarăși absolut superb, în care de data aceasta am și eu bucuria să joc alături de domnul Mihai Mălaimare, de doamna Olga Delia Mateescu, Ana Maria Păslaru, Sorin Dinculescu, actorii Teatrului Masca, un spectacol superb pe care neapărat trebuie să-l vedeți, dragi prieteni, pentru că vă veți bucura foarte mult, veți pleca încărcați. Oamenii pleacă încărcați cu energie pozitivă de la Teatrul Masca. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Un Ceai cu Rom. Mult succes și să ne vedem la teatru. Cu drag, vă aștept cu drag. Și să ne vedem cât se poate de repede și la Teatrul Rom din România, cu niște spectacole frumoase. Nu știu dacă se va întâmpla mâine, nu știu dacă se va întâmpla peste 10 ani, dar ideea este că sunt oameni care vor, sunt vectori care tind către acolo și sunt convins că se va întâmpla acest lucru. Încă o dată vă mulțumesc. Stimați telespectatori, rămâneți alături de noi, pentru că nu trebuie să vă mai spun, știți deja acest lucru și eu m-am născut în România. Continuă!
colelico. Nu știu, mândra, unde-mi șede. Nu știu, mândra, unde-mi șede. Să mă duc să-i cumpăr ghete, să mă duc să-i cumpăr ghete și tortițe de argint, așa i-am făgăduit, mă. Făgăduială, mă țin de făgăduială, că se-ntoarce roata iară și-i mult la primăvară. De fi vremea tot așa, iar mi-e dor de gura ta, mă. Că se-ntoarce roata iară, îi mult până la primăvară. De fi vremea tot așa, iar mi-e dor de gura ta, măi. Știați că odinioară exista o ocupație pe care o practicau țiganii din mai multe zone ale țării și care astăzi a dispărut întru totul? Este vorba despre călcatul ursului. Această îndeletnicire era practicată de ursali, cei care, după cum le spune și numele, dresau urși încă de când erau pui și, după ce erau siguri că aceștia execută cu precizie mișcările solicitate, îi luau cu ei prin sate. Urșii erau cei care le făceau masajul oamenilor pentru a-i scăpa de durerile de spate. De altfel, există dovezi chiar și din Evul Mediu că aceste animale venerate în foarte multe culturi ale globului erau folosite pentru vindecarea durerilor de șale. Călcatul ursului consta, de fapt, într-un masaj făcut de urși cu picioarele. Călcatul ursului a dispărut la începutul secolului al XX-lea, iar romii care se ocupaseră până atunci cu această îndeletnicire au fost nevoiți să-și găsească un alt meșteșug din care să-și câștige existența. Majoritatea s-a orientat spre făcutul de potcoave, asemeni romilor din neamul fierarilor. Dragi prieteni, în momentele următoare ne pregătim pentru un nou episod din campania Romul care schimbă lumea. Da, Sorin Sandu, dar vreau să te verific astăzi, să văd dacă ți-ai făcut temele. Domnișoara profesoară, știți vreau că... Vreau să-mi spui dacă știi pe cine cunoaștem în campania Romul care schimbă lumea. Ce emoții am avut! Bineînțeles că știu, Zita, vom cunoaște un elev extraordinar. Este foarte talentat și extrem de altruist. Stai, de asemenea... stai, nu te grăbi. Nu vreau să strici surpriza. Vreau să vedem materialul și vorbim după. Mi se pare corect. Romul care schimbă lumea. Nella mia cerimonia e godeva leggenda e nel vederlo io rideva mi senza saperlo. Cântă pentru el, pentru public, dar și pentru copii orfani. Iar atunci când o face, demonstrează simplitate și modestie. Samuel Alper Adighiuzel a urcat săptămâna trecută pe scena cercului militar din București după ce și-a convins familia și cunoștințele să plătească pentru a asista la concertul lui. Fiul meu cu colegii lui va susține un concert, iar bănuții strânși îi vom dona acolo. Dragostea pentru muzică, pentru fiul meu, ne-a ajutat să facem acest proiect caritabil. El a vrut să vină acolo să cânte la copii, dar sunt copii de 7-14 ani și ne-am gândit că 2 ore pentru ei poate ar fi fost prea mult. Și atunci am zis că venim noi la concert la Alper, să-l susținem și pe el și susținem și copiii. Și practic cum se întâmplă? Persoanele invitate au plătit bilet? Am plătit un bilet, da, de 15 lei adulți, 5 lei copii și banii strâns și vom duce, Doamne, și vom dona. Și câți invitați ați reușit să aduceți? Vă spun suma, că invitați mulți au dat bani și au zis că nu poate să ajungă, sunt în jur de 500-600 de roni. Recunoaște că înainte de a urca pe scenă are emoții,
dar constructive. Muzica clasică nu a fost alegerea lui Alper de la bun început. Familia l-a susținut și l-a ajutat să-și găsească drumul, început în clasa a șasea, când i-a fost descoperit talentul muzical. Colegiul Național de Arte din Ulipati, din capitală, urmașul primei unități de învățământ vocațional muzical din țară, înființată în urmă cu 65 de ani, este locul unde talentele sunt descoperite și formate. Cei aproape 700 de elevi care învață în prezent la Dinu Lipati visează și ei la scenele mari. Unul dintre acești visători este Alper, ajuns la clasa profesoarei de canto, Cristina Măgureanu, în urmă cu 2 ani. A apărut așa ca o steluță în clasă. El a cântat și rock. Și ce s-a gândit? Să-și cultive vocea. Și a început așa mai ca o joacă, de fapt. Și de-al minteri a și progresat enorm de mult. Începând cu clasa a noua, a obținut numeroase premii la toate concursurile la care a fost, iar în clasa a zecea chiar a obținut numai premiul întâi, 2 mari premii, a fost chiar propus și pentru un al treilea mare premiu și 2 trofee. Pe jumătate român de etnie romă, pe jumătate turc, Alper spune că, probabil, în moștenirea sa de familie, muzica a fost mereu ceva firesc. Bunica maternă confirmă cu mândrie. Mie mi-a plăcut muzica, îi luam ori că de-aia mică de copii și eu l-am dus peste tot. A luat Ursulețul de Aur, a fost în Franța, a luat primul întâi. O să ne bucurăm de vocea lui în curând și pe marile scene ale lumii, și atât în țară cât și peste hotare, și muncește foarte mult. Este un copil foarte bun. Acum e greu să spun unde mă văd. Deocamdată studiez, dar mi-ar place să fiu cunoscut pe toate scenele ale lumii și să-mi fac, bineînțeles, debut în România și după aceea în Turcia, fiind turc, și acolo mi-aș dori să-mi fac și debutul în Istanbul, la opera din Istanbul. Odată descoperită, muzica clasică rămâne alegerea definitivă, spune Alper. Ezita pe lângă că răspunsul a fost corect, iată, a fost și o exemplificare frumoasă, nu? Da, Sorin, te-ai pregătit, ai făcut temele, bravo ție, dar acum avem invitați alături de noi, nu-i așa, în campania Romul care schimbă lumea. Și anume îl avem invitat pe protagonistul acestui nou episod din campania Romul care schimbă lumea, pe Samuel Alper Adăghiuzel, însoțit de doamna profesoară Cristina Măgureanu. Dragi invitați! Ne bucurăm tare mult că sunteți alături de noi în platou. Și noi ne bucurăm. Bine ați venit. Și noi. Ne v-am găsit. Apropo, Adăghiuzel înseamnă... Adăghiuzel. Ghiuzel înseamnă frumos în limba turcă, da, nu? Da, așa este. Iar Adă... Adă înseamnă nume. Deci nume frumos. Da. Samuel Alper, nume frumos s-ar traduce. Alper, ce are special? Ce îl recomandă pe Alper să ajungă un mare interpret de muzică de operă, nu? Exact. În primul rând este... extraordinar de pătruns de microbul ăsta al operei. În general, tineretul caută alte genuri. Este foarte ordonat și disciplinat și dorește ca să ajungă pe cele mai înalte culmi și garantez pentru aceasta. Disciplina este esențială în această, da. În această zonă. Având în vedere că el și participă la foarte multe concursuri, foarte multe concerte, este prezent tot timpul, oriunde,
nu, niciodată nu refuză și este foarte conștiincios și apreciat de public. Deja și-a făcut niște fani. Să-l întrebăm și pe el ce l-a determinat să meargă spre această parte a muzicii, așa cum spunea și doamna profesoară, în ziua de azi tinerii vor alte genuri muzicale, nu? Să se audă la radio, să fie hit, să fie tu, iată că ai ales altceva. De unde această dorință sau ce te-a determinat să faci acest pas? Pur și simplu mi-a plăcut foarte mult și eu înainte am cântat rock. Așa. Am cântat rock și... Când am ajuns la liceu, clasa 9, am întâlnit-o pe doamna profesoară și dânsa, practic, mi-a dat așa energie și o putere de a cânta și mi-a plăcut foarte mult. Te-a reorientat. M-a reorientat, înțeles, da. Mai cochetești și cu muzica rock acum sau ai... Bineînțeles, mai prădânesc prin casă, mai cânt, dar serios și profesional fac canto clasic. Dar nu e tradiție în familie, înțeleg. Deci doamna profesoară te-a determinat să... Nu e tradiție. El practic a făcut chitară la Colegiul Național George Enescu și la un moment dat a fost acolo o întâmplare că a vrut să vină spre partea asta, la alta, a operei. Și inițial el a vrut să continue cu rock-ul și să fac așa, pentru că trebuie la liceu, dar pentru că eu i-am insuflat dragostea asta și îmi place foarte mult ca noi să avem urmași, eu fiind totuși urmașa celebrei soprane Arta Florescu, Arta Florescu vorbesc spiritual și dânsa m-a și pregătit ca pe un viitor profesor de elită ca și dânsa. Adică... Eu zic că a avut un act de curaj și că lucrurile stau puțin și altfel când vorbim de sufletul acestui artist, pentru că el face lucruri extraordinare. Am văzut că ai făcut un concert caritabil deja, de la această vârstă te gândești să faci concerte caritabile și e un lucru foarte frumos și de încurajat. Spune-mi unde te vezi peste 5 ani, să zic așa. În timp ce răspuns, dăm te rog diplomele să le arătăm. Tu ai niște diplome pe care le-ai adus. O infimă parte. O parte din Marele Premiu Adeghiuzel Samuel Alper, secția Canto, Colegiul din Ulipati. Ajută-mă, Zita, te rog. Premiul întâi, iarăși la concursul național Victor Giuleanu. Diplomă, premiul 2, Liceul de Arte Victor Brauner, Piatra Neamț. Fundația Friendship Ambassadors, așa, premiul întâi, deci concursul național de interpretare, diplomă, iarăși. Sunt multe, dragi prieteni, nu cred. Eu vreau să fac o remarcă. În clasa a noua, când era încă bobocel și de-abia se pregătea și vă dați seama, la vocile masculine sunt niște probleme, ei se dezvoltă. E trecerea aceea de schimbare. Acum e clasa 11. A obținut și premii 2 și premii 1, dar vreau să vă spun că în clasa a 10 a obținut numai premiul 1 și două mari premii și trofee. Foarte frumos. Tot nu mi-ai răspuns unde vrei să ajungi peste 5 ani. Am eu așa o fix. Peste 5 ani încă mă văd studiind. Da. Alături de profesoara mea. Da, ce frumos. Și bineînțeles că aș vrea să debutez la un teatru liric, la operă. Știu că aveți un ritual înainte de orice concert. Da. Spuneți-ne și nouă, care e ritualul dumneavoastră? Ce... Ritualul nostru este... În ce constă? De fiecare, dar după ce ei s-au aranjat, fetele deja s-au machiat, s-au coafat, s-au îmbrăcat și sunt extraordinar de drăgălași, iar băieții cu papion, cu celebrul lor costum. De altfel, am văzut chiar în imaginile difuzate anterior prestanța și prezența lui Alper. Îi sărut pe fiecare pe ambii obrași și după aceea le fac cruce. Și le spun succes și paft. Noi spunem la fel, succes, baftă, să faci lucrurile așa cum le-ai făcut și până acum și de ce nu să mai vii la noi în emisiune și să ne arăți toate diplomele pe care o să le mai ai, pentru că sunt ferm convinsă că o să Sunt multe, n-am putut noi să le aducem pe toate, am vrut să vin cu un biblioraft aici la dumneavoastră și
Poate cu altă ocazie da, o să vă invităm. Prietenilor noștri, Zita, ce fel de oameni există în această etnie, să zic, a romilor? Da, așa e, să Sorin? Știți că sunt. Mai sunt. Foarte tare. Sunt foarte mulți, iar noi asta facem la emisiune, încercăm să-i arătăm și celor de acasă. Partida Romilor Pro Europa și emisiunea Și eu m-am născut în România te sprijină să mergi înainte și să faci lucrurile așa cum trebuie și uite, ai din partea Asociației Partida Romilor Pro Europa un cec în valoare de 600 de lei. Mulțumesc și îți dorim mult succes în continuare. Vă mulțumesc mult de tot. Partida Romilor te premiază. Romul care schimbă lumea este cel care este la noi în platou și care într-adevăr schimbă lumea, Zita, nu-i așa? Mult succes, Alper, mult succes, doamna profesoară. Mulțumim foarte mult pentru invitație și chiar ne dorim să mai venim în mijlocul dumneavoastră. Ne-am simțit ca într-o familie. Cu mare drag, dragi prieteni, dumneavoastră, rămâneți alături de noi. Și eu m-am născut în România. Continuă. Muzica de calitate este și sâmbătă aceasta felul nostru de a ne lua rămas bun de la telespectatorii emisiunii Și eu m-am născut în România. Dovada în câteva momente. Sorin Sandu, ce citești? Sorin Sandu, la ce te uiți? Trebuie să găsesc o formulă bună. Uite, Zita, mă uit în cartea de matematică în limba romanii, manual pentru clasa a treia, editat de Ministerul Educației Naționale sub egida UNICEF și mă uitam la niște probleme. De exemplu, Arachen, Egina, Deșvar, Maitignesar, Treanda, Peinda, Ieftau, Ardeș, Eneau, Ardeș, adică găsiți numerele de 10 ori mai mici decât 30, 50, 70, 90. Iată că există matematică în limba romanii. Da, Sorin Sandu, și eu am găsit ceva, fii atent. Ce găsit interesant acolo? 283 plus 1252 radical din 4 la puterea a doua, egal? Egal? Muzică! Așa avem romale.
așa. Hai, romane, hai, șoane, ne măsărte mai nașa. Hai, romane, hai, șoane, mica mă bate deja. Maquer, vaquer, dali tu me dei o nila y a ver, dali a mende o ham tatari, quer me te afa. Paquer, maquer, vaquer, dali tu me dei o nila y a ver, dali tu me dei o ham tatari, quer me te afa. Shakir man me kava, baker baker baker, shunava man de vangete ave, me tu te ame o shumudarel, shakir man me kava, ah kate sishi, per bari, purde shudi bari ba, inashri de achali inashri, ah kate sishi. Ashun, 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 de hara kere me are sava. Anava tu que moshugro ilo, tu el te tatale. Ashun, 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 de hara kere me are sava. Anava tu que moshugro ilo, tu el te tatale. Ah, kate sishi, per barui, pur del shudri bariba. Inaști de aceali nași, hai că te sișu, pe răpari, purde și tripari, inaști de aceali nași, hai că te sișu, pe răpari, purde și tripari, inaști de aceali nași. Viza
la videa mea căsuță e o cârciumioară. Acolo îi dau cu șprițul seară după seară și nu plec de-al dracu până dimineață. Iau toți lăutarii să-mi cânte acasă. Păi vis-a-vis de-a mea căsuță e o cârciumioară. Acolo îi dau cu șprițul seară după seară și nu plec de-al dracu până dimineață. Iau toți lăutarii să-mi cânte acasă. Lângă o vioară, lângă un țambal, lângă un prieten, lângă un pahar. Păi uite așa s-o ține câte două zile. Când o fi mai rău, păi așa să ne fie. Lângă o vioară, lângă un țambal, lângă un prieten, lângă un pahar. Uite așa s-o ține câte două zile. Când o fi mai rău, păi așa să ne fie. Să beau un șpriț fără o cântare, ochii să-mi lăcrimeze la una de jale. Și vă jur că nici nu mai contează banii. Am o slăbiciune, iubesc lăutarii. Păi nu pot ca să beau un șpriț fără o cântare, ochii să-mi lăcrimeze la una de jale. Și vă jur că nici nu mai contează banii. Am o slăbiciune, iubesc lăutarii. Lângă o vioară, lângă un țambal, lângă un prieten, lângă un pahar. Păi uite așa s-o ține câte două zile. Când o fi mai rău, păi așa să ne fie. Lângă o vioară, lângă un țambal, lângă un prieten, lângă un pahar. Uite așa s-o ține câte două zile. Când o fi mai rău, păi așa să ne fie. Vis-a-vis de-a mea căsuță e o cârciumioară. Acolo îi dau cu șprițul seară după seară și nu plec de-al dracu până dimineață. Iau toți lăutarii să-mi cânte acasă. Păi nu pot ca să beau un șpriț fără o cântare, ochii să-mi lăcrimeze la una de jale. Și vă jur că nici nu mai contează banii. Am o slăbiciune, iubesc lăutarii. Lângă o vioară, lângă un țambal, lângă un prieten, lângă un pahar. Păi uite așa s-o ține câte două zile. Când o fi mai rău, păi așa să ne fie. Lângă o vioară, lângă un țambal, lângă un prieten, lângă un pahar. Uite așa s-o ține câte două zile. Când o fi mai rău, păi așa să ne fie. Dragi prieteni, iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi a emisiunii noastre. Dragi prieteni, nu am uitat de concursul nostru, așa că întrebarea te rog. Întrebarea pentru astăzi este următoarea. Ce înseamnă în limba romanii expresia sarsan? Primul dintre dumneavoastră care ne va răspunde corect pe pagina de Facebook a emisiunii Și eu m-am născut în România va primi acest șal tradițional romano și... și un exemplar din romanul Mano, scris de Constantin Pavel și Nicolae Păun. Dragi prieteni, acestea fiind spuse, vă așteptăm și cu like-uri pe pagina de Facebook a emisiunii Și eu m-am născut în România. Acțiunile de Floresa. Până săptămâna viitoare, toate cele bune. La revedere! Wow!